Hilorian s-a născut pe 14 decembrie 1965 în satul Meien din comuna Popești. Acest om a avut de dus o mare greutate în această viață, o viață de o jumătate de secol. La 7 ani era cuprins de o maladie nemiloasă, distrofie musculară progresivă, boală fără leac, ce duce în timp la atrofierea tuturor segmentelor neuromusculare. Așa a început suferința scriitorului vâlcean sau calea lui spre mântuire, așa cum adesea mărturisea. A debutat în anii 1986 cu o poezie în Vâlcea Literară, Foaia Societății Culturale Anton Pan. De atunci a publicat versuri în reviste de prestigiu Tribuna, Cluj sau Luceafărul. Pentru talentul său a fost recompensat cu numeroase diplome, medalii și distincții. În anii 1986 era premiat la Festivalul de Poezie Nicolae Bolcescu de Societatea Culturală Anton Pan și în 1998 primea premiul Direcției pentru Cultură Vâlcea pentru cea mai bună carte de debut, Strigarea Numelui. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Asociației Studenților Francofoni, Societății Culturale Anton Pan din Râmnicu Vâlcea și membru al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat. A fost realizator de emisiuni, invitat în numeroase emisiuni la posturi de radio și televiziune naționale, una dintre ele fiind și televiziunea VTV, unde a moderat o emisiune. A întemeiat și condus la Râmnic cenaclul literar pentru tineret Lumina Lină, iar la Popești cenaclul Lumina, care a editat revista cu același nume. A mai publicat volumele Jocul Secundei, Scrisori către aproapele, Introducere în Agapologie, eseuri, Banchetul Reginelor, versuri, Arheologia sensibilă, Sinfonie pentru spade și crin, Cântarea cântărilor, Transpunere în versuri a celebrului text biblic și Agapologie, Logodna, Iubirii cu libertatea, eseuri. Suferința și bucuria de a trăi s-au sfârșit în dimineața zilei de 7 septembrie 2016, senină, ca și sufletul lui. Oamenii trebuie să se cunoască între ei, trebuie să socializeze, trebuie să colaboreze și până la urmă să-și dea mâna, pentru că numai așa evoluăm, numai așa împlinim semințele dumnezeirii sădite în noi. Fiecare om este o plus valoare în lume, fiecare om trebuie să arate tot ce știe, tot ce poate și să-și valorifice talentul.